Primarii din capitală au avut timp de răgaz 24 de ore pentru a-și spune părerea cu privire la gestionarea câinilor maidanezi din București. Edilul sectorului 6 a fost primul care a rupt tăcerea. Ciprian Ciucu a dat vina pe instituțiile coordonate de Nicușor Dan pentru situația de la lacul Morii. Nicușor Dan a răspuns câteva ore mai târziu și a spus că vina aparține mai multor instituții. Între timp, ceilalți primari de sector se oferă să pună umărul pentru ca ASPA să fie mai eficientă. Primarul sectorului 6 a ieșit în spațiul public cu acuzații grave la adresa autorității pentru supravegherea și protecția animalelor și a celui care o coordonează, edilul capitalei Nicu Șordan. Nu am ieșit public până acum, deoarece am așteptat să văd poziția primarului general, cel care decide politicile. ASPA alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema căinilor. Recunosc, aveam această așteptare. Nu mai am așteptări de la PMB, lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilității responsabilităților în curtea altora sunt deja de notorietate, scrie primarul sectorului 6. De asemenea, primarul liberal mai spune că ASPA nu își face deloc treaba și nu mai capturează câini. Adevărul e următorul. Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc să adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de conștientizare. Nu se mai eutanasiază de an bun ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste și de aceea resursele lor nu se duc la capturare, ci pe condiții de cazare și campanii de conștientizare pe bani mulți, un fel de PR pe bani publici. Nicu Șordan a refuzat să-i ofere o replică lui Ciucu. Primarul Capitalei a oferit condoleanțe familiei victimei și a spus că vina pentru această situație este una comună. Am discutat în ultimile zile cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comună a mai multor instituții, unele în subordinea PMB. Refuz să intru însă în jocul incriminării și acuzațiilor politice. Am cerut corpului de control al primarului să prezinte un un raport cu deficiențele fiecarei instituții, iar cine a greșit va plăti. Mai important, cu ce trebuie să facă fiecare instituție pentru ca astfel de drame să nu se mai repete, a spus edilul capitalei. Primarul sectorului 3, Robert Sorin, negoiță i-a cerut lui Nicu Șordan să convoace urgent o ședință cu toate primăriile de sector pentru a discuta și stabili măsurile ce trebuie luate rapid în vederea soluționării problemei periculoase a câinilor fără stăpân. Nu în ultimul rând, primarul sectorului 2 a cerut implicarea primăriilor de sector în activitatea ASPA. Radu Mihaiu a susținut că este dispus să plătească 3 milioane de lei de la bugetul primăriei pe care o conduce și îndeamnă fiecare primar de sector să facă la fel pentru dublarea bugetului autorității pentru protecția animalelor.